Ciao. Nu știu cu ce să încep. N-am mai făcut vlog deja de vreo 3 luni. Cam așa ceva, să zicem. Mai mult sau mai puțin. M-am mutat din Toplița, din păcate. Am avut ceva încurcături pe acolo, bineînțeles. Am fost cu școala de șofer. Am pierdut un an ca să iau permisul acolo. Mi-am cumpărat și o șaorma ca să meargă mai bine vlogul. Și tot ziceam că m-am mutat. Eu mai de mult în primul loc, în primul episod, mai bine zis, am zis că în Toplița e locul unde m-am născut și locul unde aș vrea să și mor. S-ar putea să mor și pe aici. În Spania m-am mutat, pentru cine nu știe și nu mă cunoaște. Văd că șaorma de aici a rămas la fel, nu s-a schimbat. Bine, deși nu îi se spune șaorma aici, îi se spune durum. Și nu numai aici, în alte țări unde am mai fost, tot așa îi se spunea. Am o senzație așa de ciudată că zici că acum fac pentru prima dată vlog. Și am luat un loc, mă duc, nu știu unde mă duc, dar tot mă duc, mă plimb puțin. Așa cald e pe aici că îmi vine să mă duc să caut alt loc unde să stau. Cel mai grav e că nu găsesc niciun loc la umbră. Văd un loc unde este umbră, acum mă duc la el. Nu e chiar prea mare umbră, dar totuși e ok. De cât atâta soare că chiar e cald. Și asta cred că sunt 20 de grade. E și cam liniște pe aici, cred că o să scot eu boxa aia mare și pun niște muzică. Și am pus și niște muzică, dar așa mai încet că nu vreau să-mi dea copyright. Nu știu dacă se aude. Videoul ăsta a fost așa mai ca introducere, oricum pe viitor trebuie să fac ceva mai ca lumea. Într-un fel chiar îmi pare rău că am plecat din Toplița, dar na, acolo nu sunt posibilități așa pentru noi tinerii și suntem nevoiți să plecăm. Și nu sunt eu singur, mulți prieteni de-a mei au plecat și mai este o tură care o să plece anul ăsta. Bineînțeles că termină liceul și cum nu este altă posibilitate după ce termin liceul, nu ai ce să faci, să te duci la încălțăminte, chiar nu e soluție. Și mai bine te duci la facultate sau la un job mai bun, în alt oraș, altă țară. Sper că v-a plăcut și acest episod, cum nu am mai făcut de mult timp, sper că nu m-ați uitat și ne vedem data viitoare. Ciao, vezi!